Dragii mei, toată gama iPhone 16, cu bune și cu rele, este deja disponibilă pentru fiecare și comentată de noi și în lung și în lat. Încă, iOS 18.1, noile versiuni iOS cu Apple Intelligence deja ajung pe dispozitivele multora dintre noi, mulți au reușit să le testeze și sunt mulțumiți. Rămâne o întrebare, pe care să-l aleg. Ce iPhone dintre toate noi, dintre cele vechi, să-l aleg? Și cum cu bani străini e cel mai simplu de luat decizii, am decis așa. Analizăm și comentăm pe scurt toate cele 4 dispozitive noi și vedem ce alternative ai pentru fiecare. Hai să începem, pentru că știu, te-ai abonat și ai activat clopoțelul pentru notificări, dar dacă nu, nu te încurcă nimic să o faci. Iată acum, începem! iPhone 16. Cel mai mic, mai simplu, cel mai controversat, dacă raportăm totul la preț pentru cât costă și ce oferă, pentru că fiecare a considerat necesar să zică că uite, găsești 1 milion de Android-uri mai bune în bugetul ăsta, dar uite că, din punctul meu de vedere, subiectiv, de acord, dar din toate 4 modele lansate anul ăsta, singurul care își argumentează cel mai mult prețul este anume iPhone 16. Alternative sunt și destul de multe, eu am să le zic pe cele mai importante, dar hai să analizăm subiectul un pic diferit. Vreau cel mai bun și cel mai nou procesor. Este. Vreau AI-ul Apple. Este. Vreau cea mai bună cameră. Este și ea. Vreau cea mai bună autonomie. Este și ea. Ce putem reproșa? Acei 60 Hz despre care toți vorbesc destul de mult, imediat vin și cu recomandare pentru o alternativă, dar hai să excludem un pic. Vrei cel mai nou, actual iPhone să economisești un pic, dar să-ți fie util și funcționabil mult timp înainte? Eu zic că toate punctele menționate mai sus, iPhone 16 le acoperă perfect. Dar tu vei zice că, Andrei, mereu te plângi pe 60 Hz și zici că vrei 120 Hz, că nu e posibil, 800 de euro pe 60 Hz, dar ai dreptate și anume din acest motiv, pentru mine, eu am decis că aleg 15 Pro. De ce? E la fel de mic, e la fel de bun tehnic vorbind, nu mă interesează cifrele, mă interesează ce primesc eu ca utilizator final, ce percep eu ca utilizator final și vorbim despre același buget. Cu un singur dar, cu D mare, stocurile. 15 Pro nu se mai produce, așa că trebuie să te grăbești dacă vrei să obții unul. Mai e un moment. Nu mă interesează Apple Intelligence. De exemplu, pe mine, într-adevăr, el nu mă interesează pentru că eu zi de zi nu-l utilizez. Tot pentru ce am eu nevoie de el e ca pe viitor, când eu voi face episoade despre inteligența artificială a producătorilor, să știu despre ce vorbesc, nu să vorbesc așa, a ploaie. Și nu mă interesează nici autonomia. Vreau doar să obțin aceeași performanță, aceeași cameră, dar să economisesc la maxim. Atunci, cu siguranță, îți recomand iPhone 15. Da, astea trei din punctul meu de vedere, care e tare subiectiv, dar își argumentează cel mai mult prețul cerut de Apple pentru el. Dar, probabil după tot ce am spus eu mai devreme, destul de expresiv, sper că ai apreciat acest lucru, mai ai încă o întrebare. Vei zice că, uite, tot ce ai spus tu, Andrei, sună bine și tare frumos, dar eu în continuare vreau să economisesc și la fel să obțin totul. Ce să aleg? 16 Plus? 15 Plus, 15 Pro Max. Mult m-am gândit la argumente pro și contra pentru fiecare și trebuie să recunosc, am ajuns exact la aceleași concluzii ca și în cazul iPhone 16, dacă tu vrei să economisești, dar să obții și cel mai mare iPhone disponibil. Dar aici trebuie să mai menționez încă un fapt. Diferența de preț între 15 Plus și 16 Plus este mai mică decât diferența de preț între 15 și 16 cele simple. Deci, totul e simplu, dacă alegi 16 Plus, obții totul la maxim, cu excepția 60 Hz. Dacă alegi 15 Plus, economisești un pic, dar pierzi Apple AI și acei 2 GB RAM în plus, care peste 2-3 ani, când inteligența artificială Apple va avansa, pot face diferență, iar dacă alegi 15 Pro Max, obții acei 120 Hz, dar nu obții o autonomie la fel de bună ca și în cazul 16 Plus și în principiu ăsta sau astea sunt argumentele pe care le am pentru primele două și
alternativele disponibile. iPhone 16 Pro. Uite, pentru asta eu nu am nicio recomandare, ți-l recomand pe el, vin și cu două argumente pro, singurul moment este să decidem cine și când are nevoie de el. Primul argument e cel financiar. Îmi permit să presupun că dacă te gândești direct la 16 Pro și nu iai în calcul restul modelelor, probabil abordezi subiectul mai mult tehnic decât financiar. Probabil îți dorești să obții cel mai performant iPhone disponibil la moment în dimensiuni mici. Dacă am dreptate, ține încă două argumente. Unul e display-ul mai mare decât pe 15 Pro și da, e adevărat, 16 Pro, din punctul meu de vedere, are cel mai bun raport de dimensiuni între display și însăși dimensiunea telefonului. Iar al doilea argument este autonomia, aproximativ plus 3, poate chiar plus 4 ore față de 15 Pro. 15 Pro, din punctul meu de vedere, este concurent anul ăsta pentru 16 simplu. 16 Pro Max, da, este unul dintre cele mai bune telefoane disponibile la ziua de astăzi. Indiferent care sunt diferențele între el și 15 Pro Max sau 14 Pro Max, indiferent cât costă acesta, toate aceste lucruri nu pot spune că 16 Pro Max nu este unul dintre cele mai bune telefoane lansate în 2024 sau disponibile în 2024. Dar 15 Pro Max... Nu știu, eu presupun că mergând spre 16 Pro Max, tu ai deja bugetul necesar pentru el. Dacă ar fi să aleg eu personal, în primul rând nu aș alege 16 Pro Max, mi se pare mai potrivit 16 Pro. Dar mi-aș pune următoarea întrebare. Să aleg cel mai nou și performant iPhone cu stocare minimă, adică 16 Pro Max, sau aproximativ în același buget, 15 Pro Max, dar cu stocare mai mare. Da, eu mă bucur pentru cei care nu-și pun astfel de întrebări și aleg 16 Pro Max de 1TB și se simt foarte bine. Eu aceste întrebări mi le pun. Păi iată, răspuns la întrebarea mea. Luând în calcul că ultimii 5 ani toată informația de pe telefonul meu o păstrez direct în iCloud și plătesc pentru el lunar, stocarea internă a telefonului rămâne doar pentru aplicații. În această situație, 16 Pro Max mi se pare mai potrivit. Mai există încă două modele care Apple continuă să le producă și mai rar, dar apar și întrebări referitor la ele. iPhone 14 sau SE 2022. Merită sau nu? Dacă e vorba despre 14, da, merită. Pentru că există oameni care abordează subiectul astfel. Vreau cel mai ieftin iPhone, dacă e posibil să obțin și toate restul. Perfect, dacă nu, ne descurcăm și fără ele. Păi iată, cu excepția design anume nou și autonomie atât de perfectă ca pe iPhone 16, 14 este gata să-ți acopere toate necesitățile. Când e vorba despre SE 2022, sincer, cât de tare nu mi-ar plăcea mie telefonul ăsta, dar el mie chiar îmi place, trebuie să fii din ăștia de mine care sunt gata să plătească mult pe o prostie, doar pentru design și nostalgie. Ia uite, și rima am găsit. Nu-și merită banii, evident, SE 2022, pentru că dacă tu te-ai apucat să economisești, nu presupune că trebuie să te chinui cu acei 60 Hz sau cu acel display vechi sau să-l încarci de minim 2 ori pe zi. Există o groază de alternative, da, sunt pe Android, dar există o groază de alternative mult mai bune în exact același buget. Nu te enerva cu telefoane lansate 3 ani în urmă, dar gândite în general vreo 7 ani în urmă. Concluzii. Am zis-o la început. Este foarte simplu să decizi pentru alții ce le este potrivit și ce nu li se potrivește. Cu bani străini este cât se poate de simplu de luat decizii. Dar regulile după care mă conduc eu personal când aleg pentru mine sau când dau recomandări prietenilor când au ei nevoie de ele sunt: prima regulă, alege ce îți place ție în primul rând și doar după caută oferte pentru modelul care ți-a plăcut cel mai tare. Dacă îți place 16 Plus, indiferent care e motivul de ce îți place 16 Plus, așteaptă, monitorizează până pentru el va apărea ofertă, pentru că cu siguranță aceasta va apărea. Și doar după gândește-te cât costă, cât de tare merită și toate restul. Pentru că dacă te vei gândi doar la merită sau nu, uite, la anul așteptăm iPhone 17 cu cel mai probabil 120 Hz, de ce nu poate avea și display mai mare așa cum este în cazul 16 Pro, nu știm tot asta, el va apărea, noi iarăși vom aștepta nu știu ce, nu știu când. Iar a doua regulă, încearcă să te duci în extreme.
cum o fac eu personal pentru mine. Sau cel mai ieftin iPhone, economisim la maxim. Sau din contra, cel mai bun, indiferent cât costă. Și îți dau și un exemplu. În familia mea sunt două iPhone 14 Pro Max. Unul al soției și al doilea este al meu. În cazul soției, am ales cel mai nou și performant iPhone, indiferent cât costă, la acest moment. Peste 3 ani, revenim la subiectul ăsta și iarăși alegem cel mai nou și actual iPhone. În cazul meu, eu am avut un buget disponibil pentru un telefon nou și da, anume nou să fie, și deja am început a căuta care este cel mai bun iPhone în funcție de bugetul pe care îl am. Și atât am așteptat până a apărut o ofertă pentru 14 Pro Max.